Ajutor umanitar în valoare de aproximativ 10.000 de dolari adus de Armata Statelor Unite ale Americii în județul Botoșani. Acesta constă în dezinfectanți, măști pentru adulți și copii și produse de igienă personală, ce urmează a fi distribuite în zone defavorizate ale județului. Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii a avut acțiuni umanitare în județul Botoșani. Reprezentantul armatei SUA, locotenent colonel Bradford Stark, a anunțat donația în cadrul unei întâlniri cu prefectul Dan Nechifor și directorul Direcției de Sănătate Publică Botoșani, medicul Monica Dăscăliței. Donația în valoare de aproximativ 10.000 de dolari a fost făcută în cadrul unui program european de ajutorare a persoanelor defavorizate. So we're here to donate $10,000 worth of humanitarian assistance aid through the Office of Defense Cooperation, United States European Command. And through the ODACA program, which is a program for humanitarian assistance. So what exactly did you bring today? So today we brought several hygiene items, some to deal with the pandemic, masks, we brought hand sanitizer, but we also brought hygiene items for the school children, some toothbrushes, toothpaste, simple hygiene items like that. Reprezentanții SUA și-au manifestat interesul pentru a se implica și în alte proiecte la nivelul județului. Sper în continuare să avem o colaborare extraordinară. Știu că dumneavoastră de-a lungul anilor ați sprijinit județul Botoșani. And we hope to have a future collaboration knowing that we have past projects in the country. Inclusiv am înțeles că în ultimii ani au fost și medici americani care au venit și au făcut activitate pro bono pentru copiii cu probleme de sănătate la spitalul de pediatrie și ne-am bucurat dacă s-ar putea să după pandemia, după această perioadă grea, să îi readucem la noi să ne sprijine în activitatea medicală. Ne-au fost de mare ajutor în momentul în care au venit în România în anii anteriori. Știu că acum, datorită pandemiei, s-a oprit acest schimb, dar sperăm să ne sprijinim în continuare și noi, instituțional, vom fi alături de dumneavoastră oricând. Și vă mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul acordat. Ați venit în județul Botoșani și reiterez și eu seria de mulțumiri pe care a făcut-o doamna director executiv. Avem nevoie, într-adevăr, de materiale sanitare și avem nevoie, în special, de sprijin, inclusiv din partea tuturor celor care vor să ne ajute. Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii a mai desfășurat proiecte umanitare în județul Botoșani, în localități precum Racovad, Avrameni și Sărata, unde s-au renovat școli.